Telespectatori, bun regăsit la o nouă emisiune Lumină din Lumină Lină, în această ultimă zi de martie, o duminică în care îl cinstim întâi de toate pe Sfântul Grigorie Palama, este închinată duminica aceasta Sfântului Grigorie Palama, pe de altă parte o pericopă evanghelică a învierii, ce redă un moment din activitatea Mântuitorului Hristos, vindecarea paraliticului din Capernaum. Sunt convins că nu este careva dintre dumneavoastră să nu vă reamintiți, să ne reamintim cu toții, că duminicile din postul cel mare, cu precădere, perioada propriu-zisă a triodului, sunt întotdeauna dublate de încă un mesaj, pentru că pe lângă mesajul propriu-zis al Duminicii Învierii, al Învierii de fapt, duminicile sunt dublate și de un alt mesaj. Și prima duminică, așa cum am văzut, a fost închinată ortodoxiei sau restabilirii cultului icoanelor și a dreptei credințe. Iată cea de-a doua este închinată Sfântului Grigore Palama, a treia este închinată Sfintei Cruci, a patra Sfântului Ioan Scăraru, a cincea Vioasei Mariei Egipteanca și a șasea este Duminica Floriilor. Ei bine, duminica aceasta este o provocare extraordinară la meditație, pe de o parte pentru că Mântuitorul Hristos face altceva decât să restabilească lucrurile. Când vom înțelege că Mântuitorul Hristos a venit pe pământ să recreeze lumea, să reașeze lumea, și ține de data aceasta de lume ca să rămână în starea pe care a creat-o și nu doar să rămână, ci să înainteze spre asemănarea cu Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu de aceea a făcut lumea, pe de-o parte, materializarea, expresia clară a iubirii, întreaga creație poartă amprenta dumnezeirii, de aceea oamenii de știință au decretat, au descoperit și au stabilit că ultima realitatea lumii acesteia este particula lui Dumnezeu, adică și ultima realitate a lumii acesteia poartă amprenta lui Dumnezeu. Cu cât mai mult vă dați seama dacă ultima realitate, ceea ce compune întregul univers, poartă amprenta lui Dumnezeu, dar dacă dintr-un început omul și universul au fost create ca să poată să primească această infuzie de iubire dumnezeiască, hrănindu-se cu aceasta să ajungă la măreție, la înălțime, la comuniunea permanentă de iubire cu Dumnezeu și a refuzat, iată de aceea Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său pe pământ să recreeze lumea și de data aceasta, deci nu creat, a creat-o din afară, nu actus forensis, dar de data aceasta din interior și a creat lumea din interior, recreând într-un fel și restabilind așezarea trupului, dar și a sufletului în același timp, pentru că de aceea a luat firea umană asupra sa și a îmblânzit-o, a nobilat-o, în așa fel ca să ne arate nouă cum să îmblânzim propria fire și să o nobilăm. Și mai apoi, trecând-o prin acea furcă caudină a Golgotei, a înălțat-o la cer și prin mormânt. E bine, și până să ajungă să facă cu firea proprie din persoana sa să facă acest drum, a arătat cum poate uneori și cum ar trebui firea să revină, să redevină, să fie reașezată și el a recreat de fiecare dată. Și luăm acest exemplu, Mântuitorul Hristos vindecă un slăbănog. Ei bine, îl vindecă într-o zi de sâmbătă și îl vindecă pentru ca să ne arate că nu pentru asta a fost făcut omul ca să sufere. Suferința este un accident în istorie și în creație. Nu este o componentă, n-a fost o componentă a creației dintr-un început, ci suferința este un accident. Așa cum întunericul este lipsa luminii, cum frigul este lipsa căldurii, răutatea este lipsa iubirii,
răul și nu, moartea este lipsa vieții. La fel și aici. Nu, noi dacă reușim să înțelegem acest lucru, este extraordinar. Ei bine, în măsura în care înțelegem că, de fapt, Mântuitorul Hristos a recreat lumea ca să o readucă în starea bună, atunci înțelegem și cum l-a făcut pe slăbănogul sănătos, de ce? Pentru că, vedeți, textul este mai larg și putem avea sinoptici evangheliști, cei trei, Marcu, Matei și Luca, care se completează unul pe celălalt și care ne dau minunea. Putem găsi că acest slăbănog a fost adus la Mântuitorul Hristos și Mântuitorul Hristos i-a spus că ei sunt iertate păcatele sau... Nu, și cei din jur au început să cârtească, să gândească cine este acesta ca să poată ierta păcatele, fiindcă numai Dumnezeu iartă păcatele. Și Mântuitorul Hristos, cunoscându-le gândul sau gândurile, le-a spus, ce credeți că este mai lesne de a spune, mai ușor, să-i spun iertate sunt păcatele, să iau patul și umblă. Iată, pentru acest ca știți că puterea are fiul omului, zic, fiule, ia-ți patul tău și mergi la casa ta. Și atunci s-a sculat și a luat patul și a plecat și s-au minunat oamenii din jur. Dar ce vreau să spun este următorul lucru. Pentru noi, ceea ce s-a petrecut la Capernaum este o minune. O minune pentru că un slăbănog este făcut sănătos deodată de Mântuitorul Hristos. Pentru Mântuitorul Hristos a fost o restabilire, o recreare. De aceea, când noi privim, vedeți, din unghiuri diferite aceeași realitate, poate să ne ducă la rezultate diferite. De ce spun lucrul acesta? Fiindcă noi trebuie să înțelegem că doar la Dumnezeu lucrurile sunt unice. Pentru noi lucrurile pot fi diferite și dacă avem această înțelepciune a momentului și această clipă de luciditate, să putem să ne dăm seama de acest lucru, niciodată nu e la trântă cu cineva. Când clipa în care am ajuns să vedem, surprindem ceva asupra din același eveniment, același lucru, același obiect, surprindem unul ceva, altul altceva, nu ne supărăm și nici ne contrazicem, dimpotrivă. Conștientizăm atunci că în sine lucrul este unic la Dumnezeu, pentru noi poate avea chipuri diferite. Iată acest lucru. Pe de o parte, gândiți-vă, slăbănogul s-a bucurat fiindcă a fost făcut sănătos, pe de altă parte, cei care au văzut că Mântuitorul Hristos spune că iertate sunt păcatele, au început să-L judece, cine e ăsta să ierte păcatele, ceilalți spuneau, stai că e sâmbătă, n-ai voie să calci sâmbătă. În sfârșit, vedeți, sunt atâtea lucruri, dar Mântuitorul Hristos a vrut să demonteze toată această construcție greșită a oamenilor în mintea lor, că mai târziu avea să spună odată și că, de fapt, nu sâmbăta, nu omul a fost făcut pentru sâmbătă, ci sâmbăta pentru om, ca să poată să odihnească. Adică n-a fost făcută o zi pentru om, ca omul să, în ziua respectivă, să facă știu ce. Sau, nu, ci nu omul a fost făcut pentru sâmbătă, ci sâmbătă a fost făcut pentru ca să-i dea o portiță de respiro, să spunem așa. Atunci, vedeți, din unghiuri diferite, Mântuitorul Hristos privește cu condescendență, cu empatie pe slăbănog și pe cei care l-au adus într-un fel, nu? Și este milă de el și îl vindecă, ceilalți din potrivă, în loc să se bucure că cineva dintre ei care pentru care trebuiau și ei într-un fel să contribuie, nu cum e acum, de exemplu, pentru orice bolnav din societatea aceasta, fiecare trebuie să contribuim într-un fel să-l ajutăm. Și noi, în loc să ne bucurăm când cineva se face sănătos, ne supărăm că de ce îl faci sănătos într-o zi în care, vezi, Doamne, este zi de sâmbătă. Și Mântuitorul Hristos, din potrivă, ei, ceilalți n-au reușit să înțeleagă că le lua, de fapt, o povară și de pe umeri pentru cei patru care l-au adus. Uriat, în sensul acest trebuie să înțelegem ce important este pentru noi să avem această putere de discernământ în fiecare clipă a vieții noastre, în așa fel încât să nu fim supărați, să nu ne contrazicem, să nu ne certăm. Ba, dimpotrivă, dacă putem să îi mulțumim lui Dumnezeu pentru toate, atunci ar fi grozav. Ori duminica aceasta nu este nimic altceva decât o duminică în care să înțelegem că noi putem fi slăbănogi. Pentru că acela era slăbănog biologic vorbind, dar noi putem fi slăbănogi duhovnicește vorbind. Adică slăbănogi în ce sens? Să răspundem la provocări cu răutate, să fim supărați pe unii pe alții, să ne certăm, să ne jignim, să ne umilim, să clevetim, să vorbim, să judecăm și așa mai departe. Toate acestea sunt dovezi ale slăbiciunii noastre sufletești și Sfinții Părinți, când au rânduit această pericopă evanghelică, au rânduit-o și cu acest scop. Ca să înțelegem că
chiar de am fi slăbănoci, dacă ne întâlnim cu Hristos și ne întâlnim cu Hristos citind Sfânta Scriptură, mărturisindu-ne, împărtășindu-ne în special, nu? Pentru că în postul acesta ar trebui să ne împărtășim cât mai des, poate, și atunci întâlnindu-ne cu Hristos este cu neputință ca El să ne libereze de această, de această slăbiciune. Pentru că, în ultimă instanță, vedeți, când înțelegem mai bine ce înseamnă libertatea, libertatea nu este să poți să faci orice, libertatea este să poți să faci binele. Și puternic este omul, nu care jignește, umilește, țipă, disprețuiește, pentru că uneori noi trăim într-o lume în care, neavând o cultură, știu, de bază, ontologică, generală, pentru că asta este, ne lipsește, de fapt, lipsește cultura aia minimală, nu? ABC-ul sufletesc ne lipsește. Dacă noi am avea această cultură minimală, atunci niciodată n-am fi supărați, n-am fi nervoși, n-am fi, dimpotrivă, am fi cum e Dumnezeu. Am fi stăpâniți doar de bunătate și de iubire. Ne-am întrece să facem binele unul față de pe celălalt. Adică ne-am luat la întrecere în bine și nici de cum în rău. N-am vedea niciodată pe nimeni supărat sau certat sau țipând. Vedeți că cineva, când ajunge un pic mai mare, ajunge șef de echipă la măturător, imediat începe să țipe la celălalt, să-i jignească. Are sentimentul că, nu, din potrivă. Asta e lipsa de cultură. Dacă noi avea această minimală cultură, atunci am ști că noi suntem datori să ne rugăm unii pentru alții, să ne bucurăm de viață și unii și alții. Pentru că ce ar însemna ca tu să fii fericit, dar fratele tău să fie nefericit? Ori puterea este nu în a jigni, a umili, a disprețui, arăta că tu ai forță, arăta că tu ești capabil să îl duci la tăcere pe cel din fața ta, ci dimpotrivă. Puterea este să te abții și să-i dai voie și celuilalt să se manifeste. Drepturile oamenilor nu pot fi îngrădite decât de oameni neputincioși. Pentru că oamenii puternici, cel puțin în segmentul acest și pe filiera aceasta și în falea aceasta duhovnicească, oamenii puternici sunt cei care îi fac puternici pe ceilalți, le dă aripi, le dă puterea să zboare. Puternic nu este cel care taie aripile cuiva, aia poate să facă oricine. Ce puternic este cel care, deși este umilit, deși este jignit de cineva, el îi arată că a greșit și îl ajută să nu mai greșească. Ori în sensul acesta, vedeți, ce minunat ar fi dacă noi, ascultând pericopile evanghelice și conștientizând, de fapt, mesajul pe care îl transmit, noi am fi din ce în ce mai buni. Uneată, în sensul acest, trebuie să înțelegem că duminica este dublată pe lângă acest mesaj, în faptul că Mântuitorul Hristos creează lumea și că El a venit să restabilească puritatea creației, lejeritatea, libertatea ei, forma ei de început, adică să elimine accidentele din creație, pentru că și slăbiciunea aceasta, slăbănogul, paralizia, este un accident, ca și orbirea, ca și muțenia, surzenia și așa mai departe. Toate sunt accidente, nu sunt lucruri normale, nu sunt firești. Nu, Dumnezeu nu a făcut pentru așa ceva. Și atunci, pe lângă acestea, iată ce înseamnă să ne bucurăm atunci când lucrurile se restabilesc, se reașează lucrurile, să ne bucurăm când cineva este vindecat și nici de cum să ne întristăm sau să gândim cum gândeau cei care îl înconjurau pe Mântuitorul Hristos. E bine, dar duminica aceasta are și o altă conotație și anume este închinată Sfântului Grigorie de Palama. Cei dintre dumneavoastră care ați fost în Grecia și ați ajuns la Tesalonic, știți că există o biserică mare a Sfântului Dimitrie, izvorătorul de mir, dar tot la Tesalonic, undeva mai spre cheiul mării, există o biserică nu la fel de mare, dar oricum o biserică generoasă, o biserică unde este sediul mitropoliei Tesalonicului și acolo sunt moaștele Sfântului Grigore Palama, care a trecut la cele veșnice în anul 1359, pe când Moldova se elibera și se afirma ca stat independent feudal, iar în țara românească era recunoscută mitropolia țării românești sau Ungurul-Vlahiei prin transferul lui Achint de la Vicina, din Dobrogea, Isaccea, probabil de astăzi, la curtea de Argeș, unde Nicolae Alexandru Basarab dorea și a insistat cu mai multe scrisori către Patriarhul Ecumenic ca să aprobe acest transfer de la Vicina la
Argeș și pentru faptul că la vremea respectivă Dobrogea făcea vremelnic, făcea parte din teritoriul țării românești. Ei bine, în sensul acest trebuie să înțelegem că duminica este închinată acestui sfânt Grigore Palama, un sfânt, cum să spun eu, extraordinar de important pentru noi creștini, dacă știm că, într-un fel, este legat de ceea ce înseamnă rugăciunea inimii sau rugăciunea lui Iisus. Și este legat nu pentru că El, vezi, Doamne, ar fi inventat această rugăciune, ci pentru că El a fost Cel care a explicat mai clar și a stabilit adevărul ce înseamnă, de fapt, și ce foloase are pentru noi rugăciunea. Vedeți, noi nu conștientizăm uneori că rugăciunea, spunea odată un părinte, a fost întrebat, ce este rugăciunea, părinte, că eu nu prea înțeleg. Și sunt fel și fel de răspunsuri și ca și întrebări de altfel. Și părintele spune, rugăciunea, dacă am fi noi capabili să înțelegem, este ca un lanț care leagă cerul cu pământul. Dumnezeu coboară un lanț spre noi și ne-l pune la dispoziție ca noi să urcăm pe el. Și noi, folosind rugăciunea, avem sentimentul că tragem lanțul în jos tot timpul. Dar fără să ne dăm seama, noi urcăm și ne apropiem de Dumnezeu. Când omul se roagă cum se cuvine, atunci el poate să influențeze lumea din jur. Vedeți, gândul nostru, și am mai spus altă dată și iertați să fiu că repet, dar m-aș bucura să vă readuci să aminte și să țineți minte și chiar dacă eu repet, să mă iertați pe mine că repet așa ca un patefon de la stricat, ca o moară hodologită a noastră, să vă puteți folosi. De ce? Pentru că, dați seama, numai gândul pe care noi îl avem poate să influențeze, fiindcă omul de știință de astăzi a dovedit că prezența ADN-ului în lume, face oarece ordine în ceea ce înseamnă lumea înconjurătoare lui. Gândiți-vă, până și lumina, omul de știință de astăzi spune că lumina se manifestă diferit în prezența omului sau în absența lui. Și știm că atunci când omul nu-i prezent, lumina se manifestă ca undă, iar când e prezent omul, se manifestă ca fragment, ca picătură, ca fascicul. Nu? Deci undă și fascicul. Dați seama ce înseamnă așezarea noastră. De ce noi ar trebui întotdeauna să fim așezați sufletește? Pentru că felul în care noi suntem, influențăm pe cei din jurul nostru. Și o să ziceți, cum să influențăm noi? Gândiți-vă odată, spune că un om avea o evlavie extraordinară, Sfântul Arhanghel Mihail, și se ruga. Și tot îi împlinea rugăciune și tot atât de familiar era că orice aproape îi cerea Sfântul Arhanghel Mihail și odată s-a certat cu vecinul lui. Și omul îi spune Sfântului Arhanghel să îl imploră să îl pocnească, să îl lovească, să îl pedepsească pe vecin. Și nu i-a mai răspuns odată de două ori și atunci omul a zis nu mai am evlavie la tine, nici vreau să te mai aud de tine. Și a avut o vedenie în care îi se arată Arhanghelul și spune, bine omule, eu te-am ajutat la tot ceea ce a fost bun, dar tu mă faci acum călăul tău să-ți pedepsezi vecinul tău, fiindcă tu nu te împaci cu el, tu cine te crezi? Sau cine? Tu n-ai înțeles cine sunt eu? Eu nu pot să fac decât binele și eu de asta eu vreau să vă ajut să faceți bine, dar nici de cum să faceți rău. Dați seama ce înseamnă uneori gândul omului și rugăciunea omului. Noi avem astfel de neputințe, faptul că noi nu ne-am dumerit ce înseamnă rugăciune. De aceea, uneori, noi ne supărăm pe alții, certăm, blestemăm, facem orice. De ce? Pentru că atunci când vezi pe cineva făcând așa ceva, îți dai seama că el nu are claritatea raportului lui cu Dumnezeu. Noi, în raport cu Dumnezeu, ori suntem creștini și nu avem dreptul decât să luăm asupra noastră răutatea lumii și de ar fi să ne ucidă lumea, noi să ne rugăm pentru lume. N-avem dreptul, pentru că, vedeți, când stau și gândesc, spre exemplu, ce a însemnat la Sinodul I Ecumenic, când părinții l-au chemat pe Arie, l-au sfătuit, au demonstrat, i-au arătat, a fost adus în mijlocul sinodalilor, care mai de care vrea să-l lămurească, adică, este o luptă extraordinară dacă tu ai înțeles cine ești, creștin fiind și preot și așa mai departe, ce obligație ai? Să-l faci pe cel care vezi că greșește, că să înțeleagă că a greșit și să se întoarcă la Dumnezeu. Nici de cum tu să-l dai morții.
Pentru că, vezi, blestemul, de fapt, pe care l-au aruncat anatema, pe care au aruncat-o părinții la Sfântul Întâi Ecumenic, asupra lui Arie, n-a fost du-te dintre noi și du-te la moarte. Ci, din potrivă, l-au invitat, l-au sfătuit, l-au căutat să-i demonstreze care mai de care, ăla cărămida, ăla cu sfârșit, ăla i-a tras o palmă, Sfântul Nicolae, și mai departe, care mai de care căutau să-l lumineze, să-l facă să conștientizeze că e în afara adevărului. Și când el, hotărât fiind odată, două ori, de 5 ori invitat, de 10 ori, de 18 ori invitat, a răspuns, a rămas statone pe cerbicia lui și pe răutatea lui, atunci ce au făcut părinții? Au spus, acolo unde ești tu este moartea. Dacă vrei să vii la viață, aici, asta e corabia, acolo e o scândură, tu te scufunzi, mori. Și nevrând, atunci a spus, moarte, tu ești la moarte, te duci la moarte. Deci nu că te dăm noi afară de moarte, ci din potrivă, noi te invităm, te așteptăm, te rugăm, te implorăm. Dar dacă nu vrei, atunci să știi că tu ești deja în afara lui Dumnezeu. Și în afara lui Dumnezeu nu te-a obligat Dumnezeu, te-a dat Dumnezeu afară, că Dumnezeu spune foarte clar, că cel ce vine la mine nu-l voi da afară. Gândiți-vă, la Ioan 6:61, cam așa, scrie că oricine vine la mine nu-l voi da afară. Oricine, indiferent ce ar fi făcut în această viață, dar dorește să se întoarcă la Dumnezeu, Dumnezeu nu-l îndepărtează. Din potrivă, se bucură. Asta este pilda fiului risipitor, este magistrală în acest sens. De ce? Pentru că ai cheltuit totul, dar dacă Dumnezeu te așteaptă. Și după ce ai cheltuit tot ceea ce ți-a dat El și ai cheltuit în, cum spun eu, în desfătări, în orice, Dumnezeu tot te așteaptă. De ce? Pentru că ești chipul Lui. De ce? Pentru că tine s-a răstignit Hristos. Tu ești răscumpărat cu sângele lui Hristos. Și atunci, în sensul acesta, El te așteaptă. Odată un părinte a căzut în păcat, în pustiu și era atât de dărâmat și nu mai vrea să mai audă nimic. Și până la urmă s-a rugat, dar avea conștiința aceasta că nu poate să mai întoarcă la Dumnezeu. Și la un moment dat i s-a arătat Mântuitorul Hristos și i-a spus, dar de ce ești așa de supărat? Fiindcă am greșit, Doamne, ți-am greșit. Și nu fi supărat, eu pentru tine am vărsat sângele, luptă-te și întoarce-te. Și s-a bucurat, oarecum l-a atins la inimă, dar el tot așa era oarecum nemulțumit. Și în cel din urmă Mântuitorul Iisus, n-ai înțeles că eu mă bucur că te-ai întors și pentru tine s-a vărsat sângele. Adică noi dacă conștientizăm ce înseamnă, ce valoare are sufletul omului, niciodată nu ne-am permite să disprețuim vreun om. Niciodată nu ne-am permite să jignim vreun om, să umilim vreun om. Din potrivă. Chiar dacă ne-ar umili pe noi, atunci creștini fiind noi umilindu-ne unul sau altul și primind aceste umilințe, intrăm oarecum în starea pe care a simțit-o Hristos când a fost umilit de unii de alții și El a răspuns cu bunătate. Vă amintiți cuvântul acela când l-am spus de mai multe ori să fiu iertat, când mergând prin mulțime, unul a început să-l judece, să vorbească de rău, să-l jignească, să-l umilească, să-l disprețuiască. Și Mântuitorul Hristos s-a oprit și se ruga lui Dumnezeu să le dea sănătate, înțelepciune, lumină. Și spune, bă, tu nu vezi că ăștia toți te umilesc, te jignesc, tu le răspunzi cu bunătate. La care Mântuitorul Hristos spune, eu atât am pus în traista mea aici, eu nu pot să scot altceva, fiindcă atât am pus aici. De asemenea, când oamenii în care noi, în lumea în care noi trăim, oamenii când se comportă într-un fel sau altul, n-ai ce să faci, trebuie să conștientizezi ceea ce au pus în traista lor, aia oferă. Dacă îl vezi pe unul că e tot timpul nemulțumit, jignește, umilește, disprețuiește, săracul el s-a format, dar s-a format prost. Nu s-a format cum trebuie, este deformat. Și a avut sentimentul că s-a format, dar el s-a format deformat și atunci a așezat în traista lui numai de astfel stări dintre acestea. Am auzit undeva că cineva e, mă rog, șef pe undeva și țipă, jură, face, săracul. Asta e, dacă el atât a fi văzut la părință și a văzut în lumea în care la școală, n-ai cum să faci altceva. Dacă te-ai pus acolo, aia scoți. Uriată în sensul acesta, ce minunat ar fi ca noi să înțelegem că rugăciunea prin excelență este cea care reușește, dacă o faci cum trebuie. Pentru că, vedeți, ce înseamnă să fii rugăciune? Rugăciunea ori este făcută în duh și în adevăr, cum spune Mântuitorul Iisus, adică ori simți că stai de vorbă cu Dumnezeu și te umple Dumnezeu, atunci nu, ori bolbolosești câteva cuvinte acolo, spui câteva cuvinte, fiindcă vezi, noi avem acel dicton tipic și la inimă nimic. Când vezi că o slujbă este rostită cu
detașare. Asta nu e. Nu, ori este simțită, trăită, asumată. Nu, îți dai seama că tu ești cel de întâi care trebuie să te folosești și o spui pentru tine, nu o spui pentru alții. Dacă o spui pentru alții, nu. Deci de aceea uneori oamenii neînțelegând acest lucru, probabil de aceea uneori nici nu au acest apetit, ei nu înțeleg ce e biserica. Fiindcă au sentimentul că biserica e o instituție care are nu știu ce pârghii, care face nu știu ce așezări, niște aranjamente, nimic. Biserica este cea mai minunată taină întâlnirii mele cu Dumnezeu în sufletul meu și apoi întâlnirii noastre, celor ce simțim aceeași realitate, credem același lucru, mărturisim același adevăr, ne împărtășim din aceleași taine. Asta e biserica. Și atunci eu abia aștept să mă întâlnesc cu ceilalți și cu Dumnezeu în același timp. Abia aștept ca să intru în comunie de iubire cu ceilalți și cu Dumnezeu, pentru că ne împărtășim din același potir, simțim aceleași stări, aceleași dorințe, aceleași... Nu, și atunci vă dați seama ce minunată este biserica. Unii stau afară, odată un părinte a fost întrebat, părinte, nu-i bine să te rogi acasă, doar e același lucru, nu e la fel, de ce să neapărat trebuie să fiu la biserică? Fiindcă sunt într-o lume ca a noastră fel și fel de gânduri și de năzbătii. Și unul părintele îi spune, dar cum să nu? Frate, e același lucru. Singura diferență știi care este? Zice, în biserică ești ca într-o corabie în care toți vâslesc. Acasă ești ca într-o barcă. Tu singur vâslești. Acum depinde cât vâslești, dacă poți să te miști. Vedeți, noi nu înțelegem până la urmă, adică neclaritatea în perceperii descoperirii lui Dumnezeu prin ceea ce ne-a descoperit Mântuitorul Hristos și ne-a învățat, duce la astfel de stări și la astfel de comportamente. Dacă noi am înțelege cu toții mesajul clar pe care a vrut să ne-l spună Dumnezeu prin Fiul Său și ne-am luptat să-l trăim fiecare dintre noi, ar fi raiul pe pământ. Ar fi o permanentă competiție în bunătate. N-ar mai înflori atât de mulți caieți printre noi. Nu ne-am mai ciondăni, nu ne-am mai, cum să ne-o jigni, umili, disprețui, înghesui unii pe alții. Eu stau uneori cu sufletul așa, cum spun eu, întunecat și cu durere în suflet. Fiindcă văd ce se întâmplă uneori și în biserică. Nu-i posibil așa ceva. Asta nu e o biserică autentică. Adică să fiu iertat, asta e conștiința și convingerea mea. O biserică autentică ar fi o permanentă emulație de bunătate, de iubire, de armonie, de pace, de competiție în bunătate. Să fim mai buni decât ceilalți, nu ca să le arătăm că ei nu sunt buni, ci ca să putem să ridicăm ștacheta tuturor. Să fim oameni din ce în ce mai buni, toți să fim cei mai buni. Creștinismul este o invitație la cunoaștere, la bunătate, la iubire, la armonie. Creștinismul nu este ceea ce s-a scris în Biblia hazlie sau ceea ce spun uneori cei care au făcut știu eu ce școli și au învățat materialistul dialectic și istoric și care n-au înțeles nimic, au învățat pe de-andoasele creștinismul. Nu, creștinismul e cu totul altceva. Este cel mai minunat mod de a fi. Să poți să te rogi. Să poți să te rogi și când te-ai rugat, am spus întotdeauna, miroși a Dumnezeu, a bunătate, a iubire. Pe chipul tău este lumina și bunătatea. Niciodată nu-i cruzimea și răutatea. Nu există așa ceva. În sufletul unui creștin autentic, n-are cum să se cuibărească răutatea. N-are cum să cuibărească ura, aversiunea. Astea sunt, cum spun eu, astea sunt mizerii care creștinul se luptă să le primească când le aruncă altul spre el, le bage în buzunar să le putrezească acolo, dar nici de cum să le folosească. El nu poate să folosească decât ceea ce pune el în traista lui și în traista lui el trebuie să pună doar binele și bunătatea și iubirea și armonia și pacea și răbdarea și smerenie și toate celelalte. Dacă nu e capabil să înțeleagă că ăsta este creștinismul, atunci se smintește. Atunci el n-are sens pentru ce să vină el la biserică. O noi din potrivă. Ce minunat este să poți să vii la biserică și să înțelegi ce înseamnă rugăciune. Ori ca să poți să ajungi la rugăciunea aceea liniștită, așezată, să poți să înveți ce ne-a învățat Sfântul Grigorie Palama. Gândiți-vă că creștinismul a fost dintr-un început această permanentă ardere de dor după Dumnezeu. La sfârșitul secolului I, creștinii se așteptau să vină a doua oară Hristos pe pământ. La al doilea secol, al treilea, nu mai vorbim ce a fost la trecerea între milenii, cum a fost și la mileniul între 2 și 3. Și creștinismul asta a fost, dar în momentele de răscruce,
momentele de încercare, momentele de secetă sufletească, duhovnicească. Creștinismul s-a mobilizat și a dat ceea ce a fost mai bun și a clarificat lucrurile prin anumiți oameni aleși de Dumnezeu. Vă dați seama, oamenii sunt fiind chipul lui Dumnezeu, care mai de care, într-un fel, mai de preț în fața lui Dumnezeu. Noi nu știm să ne prețuim, dar Dumnezeu prețuiește pe toți. Nu există vreun om pe pământul acesta, cât de tâlhar ar fi el, cât de ticălos ar fi el, să nu fie prețuit de Dumnezeu, să fie dorit de Dumnezeu, să fie așteptat de Dumnezeu, să fie iubit de Dumnezeu. Numai urmează ca el să îi se deschidă și să primească căldura iubirii lui Dumnezeu în sufletul lui și să se prefacă, să se schimbe el în bunătate și în iubire. Nu există altă modalitate. Vedeți, noi nu înțelegem că ne așteptăm degeaba să se schimbe lumea. Noi trebuie să ne schimbăm noi. Nimic nu se va schimba pe pământul acesta, pentru că, vedeți, când la un părinte, iarăși un cuvânt pe care l-am găsit și îl vine în minte, nu? S-a dus cineva și era nemulțumit de tot ceea ce este pe scena politică, înjura pe toți politicienii, pe toți, și părintele a rămas să cum așa, dar de ce, frate, înjuri? De ce îi umilești? De ce îi vorbești atât de urât de ei? Zice, păi părinte, nu vedeți ce fac? Sunt niște nenorociți, niște... Dar zice, nu sunt fiii voștri. Ei sunt vinovați că fac așa ceva? Sau voi, că nu i-ați educat când erau copii? Ei au ajuns să facă ceea ce fac pentru că atunci când au fost copii, n-au fost ajutați ca să devină oameni deosebiți. Și din potrivă, i-ați lăsat la voia întâmplării. Și iată întâmplarea ce a făcut. Luptați-vă și rugați-vă și vă dați seama, pentru asta sunteți vinovați voi care aveți copii, la fel cum sunt vinovați cei care n-au copii. De ce? Pentru că ei n-au adus ceva să ofere societății. Trebuia să aducă ei ceva mai bun, să facă ei mai multă osteneală și trudă și jertfă și aplecare ca să poată să-i facă mai bun. Doar de ce vă chinuiți, de ce sunteți supărați când politicienii de astăzi sunt copiii voștri? Luptați-vă astăzi să vă schimbați voi, să fiți mai buni, ca ai voștri copii să fie la fel de buni, să fie la fel de buni ca și voi, și atunci când ajung acolo sus. Zice că odată la malul mării era un om care se ducea tot timpul dimineața și se ruga, când răsărea soarele, se ruga la Dumnezeu. Și făcea și acele ultraviolete, dar el se ducea în special să se roage. Și a avut un copil, se ducea și el cu tatăl, dar nu i-a spus tatăl pentru ce se duce. A crezut că doar se duce așa ca să stea să bucure de briza mării. Și zice, a murit tatăl și a rămas copilul. El a continuat să ducă la malul mării, dar nu spunea nimic. A avut și el la rândul un copil și el se ducea acolo, dar tot la fel nu spunea nimic. Vedeți, noi suntem vinovați într-un fel. Pentru că noi uneori suntem ispitiți să dăm vina pe unul, pe altul, pe copiii noștri că nu ne ascultă. Nu, dar noi suntem vinovați, fiindcă atunci când erau mici, în loc să-i modelăm, în loc să avem răbdare, în loc să avem, cum spune, vă dați seama, este atât de multă nevoie de răbdare când ai un copil mic, încât este extrem de greu să poți să crești copiii așa cum trebuie. De ce? Pentru că trebuie să modelezi fiecare, știu eu, noduleț sau aspiritate pe care o surprinzi de el, că ar avea o abatere spre dreapta, spre stânga, spre colo, spre colo. Este teribil, trebuie să-i spui de 1000 de ori. Și dacă ai văzut că n-a înțeles, îi mai spui încă de 1000 de ori. Și dacă n-a înțeles, îi mai spui de 1000 de ori. Și dacă n-a înțeles, încă de 1000 de ori. Vedeți, asta este, de aici trebuie să pornim. O, noi avem sentimentul, gata, dăm vina pe cineva și noi suntem liberi și liniștiți. Nu, noi purtăm vina. De aceea am spus odată, am spus, noi suntem vinovați de tot ceea ce se întâmplă. De ce? Și prin faptul că tăcem din gură. Complicitatea ucigătoare a tăcerii noastre este cea care îi mandatează și le dă unora sentimentul că ei fac bine. Când ei fac numai prostii. Dar dacă noi tăcem, sau dacă unul se ridică, această orizontalizare a valorilor, imediat îi dă în cap. Pentru că asta înseamnă. Noi am ajuns și tăcând, cum spun eu, noi validăm această stare și suntem de acord prin tăcerea noastră. Că altcumva le-am fi spus. Noi nu spunem nimic, noi nu avem reacții. Noi suntem adormiți într-un fel. Când Antonio de Melo a scris Cântatul Broaște, o carte, și a spus, sau altă conștiință de spiritualitate, păi el a spus foarte clar și un lucru e clar, spiritualitatea înseamnă să trezești spiritul, sufletul omului, să fie treaz și să aibă reacții. Ori noi nu avem reacții. Dacă, și aici nu avem reacții, și de ce?
Pentru că noi venim dintr-o lume care ne-am lăsat oarecum manipulați, manevrați, conduși în lumea în care trăim noi. Când cineva are o idee, fiindcă noi venim într-o lume în care era totul centralizat, îi se dă în cap, n-ai voie să ai idei. Asta e imposibil, asta nu e cu putință. E cu putință la noi, de ce? Pentru că am ajuns să legalizăm ceea ce nu e legal. Și avem sentimentul că pe noi nu ne interesează. Dacă nu mă afectează, mine nu interesează. V-am spus acea poveste teribilă, mă rog, cu șoricelul, în care șoricelul aștepta și el să pună botul pe ceva și nu erau stăpâni acasă și a urmărit când au venit acasă de la piață, a venit cu un pachet mare și a început să dea din coadă frumos, să alerge de colo-colo, bucurându-se că o să primească acum, o să găsească și el ceva de mâncare. Și a urmărit de până aproape și când colo, stăpânii au desfăcut pachetul și au găsit, au văzut că este o capcană de șoareci. Și când a fost așa, i-a sărit inima șoricelul și-a luat-o la fugă și s-a întâlnit cu prietenul lui de o viață, cocoșelul. Și cocoșul, când l-a văzut așa de agitat, zice, ai mă, de ești agitat. Am încurcat-o. Ce să fac oare? De ce? Ce ai pățit? Păi uite ce am pățit. Credeam că o să aducă, am văzut stăpânii că au venit de în piață și au luat, am crezut că are un cine știe ce, și când acolo au o capcană pentru șoareci. Ce mă interesează mine, mă, stai pentru șoareci, nu pentru cocoș. Păi du-te și vezi treabă. Eu am crezut că mi-ești prieten. Deci nu-mi dai niciun sfat. Nu, du-te și vezi treabă. Bă, ce mă interesează mine? A mers mai departe și a găsit porcul. Și porcul, când a fost agitat, la fel, același lucru. Ce ai, mă, ești agitat așa? Păi uite de ce sunt agitat. Fiindcă uite ce s-a întâmplat. Și a început oarecum așa să spună, să-i spună că eu credeam că pot să mănânc și eu ceva și când colo, uite ce am pățit. Ce mă interesează mine? Asta e treaba ta, mă, nu-i treaba mea. Și zice, cum mă, tu care mi-erai prieten, acum nu spui că asta nu mă consolezi nimic, nu spui, nu, nu mă interesează. A plecat mai departe, s-a întâlnit cu vițelul. Vițelul, când l-a văzut agitat, la același lucru, ce ai mă de ești așa de agitat? Păi cum să nu fii agitat? Uite ce am pățit așa, așa. Ha, ce treaba mea, mă, este treaba ta, mă. Niciun sfat, nicăieri. Ce să fac, ce să fac? Și atunci ce așa a zis șoricelul? Ziua mă pot plimba pe oriunde că nu dau peste capcan, dar noaptea trebuie să stau într-un loc ca nu cumva să calcă din greșeală. Și atunci așa și-a spus, bă, ziua mă duc peste tot, fac ce pot, mă furișez pe unde pot, dar noaptea, seara, mă duc repede în camera unui capcana și în colțul opus stau fără să mă mișc, toată noaptea. Zis și făcut. Și stând așa o noapte, două, trei, într-o noapte, pac, a auzit toată capcana că s-a declanșat. I-a sărit inima, dar, ce să vezi, în capcană căzuse un șarpe. Când a auzit că s-a declanșa capcana, stăpân acasă, i-a dat să aprinde lumina ca să vadă ce șoareci a prins acolo. Când acolo șoarele, pac, a mușcat-o de picior. Că era doar coada prinsă și a mușcat-o. A, s-a sculat și bărbatul, omoră șoarele, dar femeia bolnavă, duse revedere cu ea la spital. La spital stând, a încercat să o trateze, nu știu ce, a tratat-o ce a tratat-o, dar a bolit foarte mult. Și la un moment dat, bărbatul ce zice, bă, ce să fac eu, doctorul ăsta e atât de amabil cu soția mea și cu mine. A tăiat cocoșul și a dus un cadou cocoșul doctorului. A dat-o acasă, dar a bolit. Și veneau prieteni, veneau vecini, veneau frați, surori, cunoscuți, veneau și să o încurajeze și la un moment dat omul se simțea obligat să-i așeze la masă și la un moment dat a tăiat porcul ce a zis, aibă să am cu ce să-i mai omenesc pe oamenii ăștia când vin aici. În sfârșit, a murit femeia. Și când a murit femeia, a tăiat și vițelul, a făcut pomană de acolo, până de acolo. Morala este simplă. Când apare o problemă, dacă ești naiv, ai sentimentul că e problema lui. Dar nu, când apare o problemă, e problema tuturor. De aceea, reacția ar trebui să fie a tuturor. Cum cocoșul n-a reacționat, cu celul a reacționat, cu vițelul a reacționat și n-au făcut altceva decât și-au semnat condamnarea la moarte. Când apare o problemă, dacă reacția nu este a tuturor, ca să sancționeze problema respectivă, de fapt este semnarea actului de deces a tuturor. Or, în sensul acesta s-a născut această somnolența noastră, în care apar fel și fel de fenomene care sunt contrare bunului simț, legii morale, oricărei așezări, nu? Și noi, dacă nu mă privește pe mine, nu stau liniștit. Or, spiritualitatea ar însemna să avem conștiința trează. Și la cea mai mică abatere, pe orice eșichier, pe orice paletă, de la motorătorul de stradă și până la șeful de stat, ar trebui luată atitudine.
Ori dacă noi nu luăm atitudine, de ce-s vinovați ei? Noi suntem vinovați că prin tăcerea noastră suntem complici la ceea ce fac. Ori, vedeți, în sensul acesta, departe de mine gândul ca vreodată, știu eu, să îndemn pe cineva la ceva. Nu, îndemn la schimbarea noastră. Noi toți cei care, într-un fel, avem sentimentul că suntem nemulțumiți, tratați într-un fel sau... Noi să ne schimbăm și să umilim prin bunătatea noastră răutatea lor. Nici de cum să devenim și noi la fel de răi ca ei. Adică să fim aceiași, cum spun eu, invidioși, aceiași răutăcioși, aceiași, mă rog, o spuneți dumneavoastră ce vreți, că nu mă supăr. Și atunci, în sensul acesta, trebuie să înțelegi, ori noi trebuie să devenim, cum spun eu, să ajungem de o bunătate în care, cu a nevoie cineva poate să ne ia așezarea și liniștea noastră sufletească, dar dacă noi putem să îi ajutăm pe ceilalți să devină așezați și liniștiți sufletește, ar fi grozav. Dați seama, în istoria creștinismului, părinții aveau, asta era preocuparea lor, să poată permanent să se înnobileze ei, ca să poată să îi înnobileze pe ceilalți, nu ca să le scoată ochii că i-a înnobilat, ci pentru că vreau să ajung acolo la Dumnezeu cu toți ceilalți. Un creștin care n-are această conștiință că în fața lui Dumnezeu nu poți să te prezinți singur, ci trebuie să duci cât mai mulți. N-a înțeles ce înseamnă creștinism. De aceea se spune în Sfânta Scriptură, Dumnezeu vrea ca toți oamenii să se mântuiască și să ajungă la cunoștința adevărului. Apoi dacă scrie în Scriptură, dacă Dumnezeu asta dorește, tu ești naiv să ai sentimentul că ție îți face Dumnezeu un favor fiindcă îl disprețuiești, îl umilești, îl pedepsești pe unul și tu ai sentimentul că ești bun. Disprețul, pedeapsa pe care o aplici semenului tău, fratelui tău, nu te face virtuos. Așa cum, spre exemplu, simpla contabilitatea răutăților, păcatelor, oamenilor din jurul nostru nu ne aduce nicio virtute. Din potrivă, dacă am conștientiza, ne-ar fi rușine. De ce? Pentru că atunci când am vedea pe un frate că greșește, noi l-am ajutat să nu mai greșească. Și atunci am fi virtuoși, am fi puternici. Dar dacă noi doar iertăm cu degetul și clamăm și începem să-i publicăm, atunci noi suntem de fapt atât de, cum spun eu, abia atunci ne vedem slăbiciunea și faptul că n-am înțeles absolut nimic din ceea ce așteaptă Dumnezeu de la noi. Dacă vrei să spui că ești creștin și te manifesti într-un astfel de registru, frate, iartă-mă, dar nu știi cui slujești. Dumnezeul adevărat care s-a descoperit în istorie nu este un Dumnezeu al pârii, al urii, al... Nu, vă dați seama, să nu judeci pe nimeni, n-ai voie să judeci pe nimeni, fiindcă vei fi judecat. Să nu judeci păcatul omului, că vei cădea în el. Dar noi nu mai credem așa ceva, din potrivă. Unde este, vă dați seama, când, gândiți-vă ce însemnau părinții de odinioară și creștinii de odinioară, care erau capabili nu doar să aducă, cum spune, bucurie și lumină oamenilor, ci din potrivă și viețuitoarelor. Vă amintiți că este, nu mai țin minte acum, în prologe, zilele trecute, a fost un caz în care cineva avea o fică bolnavă și căuta să o vindece în fel și chip. Și cineva i-a spus, mă, dacă reușești să aduci pe părintele care vine la noi aici în piață și vinde nu știu ce din pustiu de acolo și o aduci la tine, cu siguranță îți face fata sănătoasă. Și părintele se duce în piață, îl cunoaște, îl întâlnește pe părintele, pe călugărul ăla, adică părintele fetei bolnave, omul, îl duce în piață și îi spune, vreau să cumpăr ce ai aici, având asta, vreau să cumpăr eu tot, dar n-am bani la mine, hai acasă ca să-ți dau bani. Și îl ia special pe acela, îl duce acasă și când îl duce acasă, fata iese în întâmplare, o binecuvintează și deodată părintele a simțit ceva. A scăpat de Duhul care l-avea stăpânit în neputinței și a vindecat-o. Dar seama, pentru că părintele nu voia să arate că are acest dar. Dar gândiți-vă la un alt părinte care, Doamne, sunt atât de multe exemple încât la un moment dat te inundă, nu poți să... Gândiți-vă când la un părinte la un moment dat avea ucenici, erau trei frați care au stat vreo câțiva ani în mănăstire și unul s-a retras și a devenit pusnic. Și îi mersese, cum spun eu, vestea că are dar extraordinar de la Dumnezeu. Și zice, ăștia doi nu prea primeau oameni la el în vizită, dar ăștia doi și-au luat curaj și au zis, hai să mergem noi să-l vizităm pe fratele nostru. Și el, cu oarecum, în virtutea faptului că au stat împreună câtva timp la tinerețe, i-a primit. Și ea, cum spun eu,
cinstit, ea, aia, și apoi vrea să-i conducă, să, când a plecat după 3 zile, să-i ducă, să-i conducă o parte de drum. Și deodată apare o leoaică. Și leoaica ea s-a uitat la ei și s-a dus lângă părintele spusnic și a început, a plecat capul și a început să dea cu laba în jos, așa ca și cum i-ar fi rugat ceva. Și părintele și-a dat seama că e ce vrea să iei. Și pe aia a întors capul și a luat-o ea înainte și tot făcea cu laba, să, ca și cum i-ar vine, hai după mine. Și părintele a înțeles, zice, a dus-o până într-o aproape de o peșteră, zice, a stat un pic acolo și apoi s-a dus în peșteră și a scos câte un pui, 5 pui de leu și zice, i-a adus la părintele în față, i-a așezat în fața lui și a plecat capul și a început să râcăie ca și cum avea o rugăciune și părintele și-a dat seama ce vrea. Și atunci ea s-a rugat, i-a atins, i-a binecuvântat și pui de leu și-au căpătat vederea. Adică erau, e teribil și zice, s-au minunat frații, exact cum a fost regina Saba la Solomon, zice, noi am auzit că face un da așa ceva, n-am crezut că e capabil. Adică nu doar că făcea, era la îndemâna oamenilor, până și viețuitoarele îl recunoșteau și aveau oarecare respect față de el. Asta era legat de Dumnezeu tot timpul cu sufletul. Sau celălalt părinte avea întotdeauna obiceiul când stătea la masă, venea și încă un animal dintre ăsta și un lup sau tot un leu și i-a aruncat ceva de mâncare. Și odată s-a dus să viziteze un frate și el totdeauna era stabilit. Acum la prânz, când se așeza la masă, venea și leu, stătea de mai departe și ce îi dădea era mulțumit și pleca. Și zice, odată a plecat să-și vadă fratele. Și când s-a întors, în ziua când a lipsit, leu a venit din nou și a stat acolo, a văzut că nu este, a intrat în chilie, a luat o pâine și a plecat. Și zice, câteva zile s-a întors fratele și câteva zile a văzut că nu mai vine leu. Dar și-a dat seama de ce. A văzut că lipsește o pâine. Și a zis, cine mi-a furat pâinea? Și după câteva zile s-a întors, zice, ca și cum de fapt era pocăit, spăsit, așa, de departe, nu mai venea aproape unde știa el, de departe stătea cu capul liniștit și tot așa făcea ca și cum ar fi mângâia pe cineva, dar el scormânea pământul. Și atunci părintele a înțeles despre ce e vorba, i s-a făcut milă de el, s-a dus din nou, i-a dat mâncare și i-a dat. Dar zice, în ziua următoare i-a adus o piele de nu, celălalt cu pui, i-a adus o piele de oaie. Și părintele a spus, nu, pentru mine ai omorât oaia omului, nu primesc de acum. Dacă mai faci și ceva. Și până la urmă zice, asta este cu Antonie, de fapt, acum eu am să aminti mai bine. Și zice, nu primesc așa ceva. Un ucenic al Sfântului Antonie. Și zice, nu primesc așa ceva, că ai făcut pagubă cuiva. Și ca și cum a început să plângă și a zis, nu mai faci așa ceva. Și în cele din urmă n-a mai făcut, ea a rămas în raporturi bune cu părintele. Ce vreau să spun este lucrul acesta. Vă dați seama că când omul este legat de Dumnezeu cu această sfoară, cu acest lanț, el nu poate să gândească, să simtă, să trăiască, să se manifeste, să se comporte altfel decât s-a portat și s-a comportat Dumnezeu pe pământ. Asta este, de fapt, e greu de făcut. Dar asta este, trebuie să înțelegem că asta este chemarea noastră, asta este creștinismul, asta este slujirea noastră a slujitorilor, a preoților. Noi așa trebuie să fim. Dacă am fost martor la o dispută la un moment dat, n-am putut crede așa ceva, că nu un preot a certat o familie, că mă rog, nu știu ce nu făcuse acolo și e posibil așa ceva. Se poate, omul să nu știe, sau chiar de-ar ști și știe uneori, poate noi ca preoți. N-avem dreptul să jignim pe nimeni, să certăm pe nimeni. Din potrivă, blândețea și bunătatea ar trebui să troneze și să fie cu un suruleantul care să ne lege pe noi toți, slujitorii cu alții și pe credincioși slujitori, fiindcă, vezi, noi avem sentimentul. E o problemă pentru noi slujitori. De ce? Pentru că avem un sentiment oarecare că noi suntem ceva mai deasupra credincioșilor, ceea ce este o falsă realitate. Noi nu suntem deasupra credincioșilor, suntem sub credincioși. Deasupra tuturor, ori e Hristos și noi împingem pe toți spre Hristos, ori dacă nu, atunci Hristos e de sub și noi călcăm peste toți. Așa. De-ați seama, lucrurile sunt teribile și dacă stau așa să fac un efort de memorie și de imaginație, noi de-ați seama câți oameni în istoria aceasta au trăit minunat pe spatele lui Hristos și trăiesc încă. Hristos ne duce pe toți în spate. Hristos nu exploatează pe nimeni, din potrivă, se lasă exploatat.
Numai că, vedeți, noi în loc să-L exploatăm în ceea ce are El sfânt și bun, noi facem întoarcerea la polul opus. Adică, dacă noi îl exploatăm pe Hristos, trebuie să fim ca El. Trebuie să fim de o bunătate de neimaginat. Adică, când cineva ne-ar fi umilit, disprețuit, jignit, ucis, noi să avem puterea să-L liberăm. Pentru că cine face rău este sclav, este rob. Noi nu putem să înțelegem că orice păcat este expresia unei robiri, unei boli. Când îl vezi pe un om manifestându-se într-un fel sau altul, dacă ai conștientizat că aceasta este boală, e grozav, dacă nu. De aceea, ca să putem scăpa de toate acestea, iată, Sfântul Grigorie Palama este, prin excelență, un exemplu, ce înseamnă, de fapt. A fost închis, a făcut pușcărie Sfântul Grigorie Palama și, până la urmă, a ajuns episcop al Tesalonicului, arhiepiscop al Tesalonicului. 1359 spunea că a murit. E o perioadă delicată la Constantinopol, la Bizanț, cum se numește el astăzi, se numea, mă rog, sau este numit pentru vremea respectivă. Deci e o perioadă întunecată, pentru că suntem în perioada de apus a Imperiului și a fost perioada Comnenilor, dinastia Comnenilor de până la 1061 și până la 1185, Anghele de la 1185 până la 1204, când este cucerit Constantinopolul de cruciați, și de la 1261 până la 1453, când pică sub stăpânirea musulmană, a fost condus de paleologi. Perioada paleologi a fost o perioadă de înflorire cărturărească, duhovnicească, dar a fost și o perioadă de scădere a potențialului militar, cel puțin, și al stăpânirii Imperiului. Din ce în ce s-a strâns până când a ajuns la 1450, a ajuns doar Constantinopol, mai era Imperiu, atât. Și avea zidurile care l-au ținut atâta vreme. În rest, nu. Ei bine, la 1341 avem o luptă, pentru că rămăsese un tânăr care să ducă frâiele Imperiului, și atunci între acești paleolog și între cantacuzini, care au avut un rol extraordinar, a apărut această dispută, și în disputa aceasta au fost antrenați și oamenii, cum se întâmplă uneori, verzi și roșii, albaștri, verzi și albaștri s-au certat, și atunci Sfântul Ioan, Sfântul Grigorie Palama este susținut de o partidă în aceasta. De fapt, unii erau orientali și occidentali și ortodoxi, ceilalți erau pro-latin, pentru că avem de-a face cu Ana de Savoia, cu o implicare a apusului în răsărit, după ce cucerise și stăpânise 50 de ani, 7 de ani, Constantinopolul 1204-1261, apusul era mult mai prezent în răsărit. Biserica Catolică în Constantinopol, delegat papal și mai departe. Și ceea ce vreau să spun este că în această dispută apare, de fapt, un bizantin din sudul Italiei. La vremea respectivă, ortodoxia era și în sudul Italiei. Adică Italia de astăzi, o bună parte de timp, partea de sud a ținut de Constantinopol și Calabria, spre exemplu. Și în momentul în care cineva de acolo, ajungând la Constantinopol, la vremea respectivă era un apetit al disputelor, pe scenă, pe un fel de dispute publice între filozofi, între teologi, între înțelepți. Și acest apetit al prezenței la o astfel de dispută a făcut ca unul dintre episcopii de Calabria, Varlaam, să vină la Constantinopol și să detoneze, să deturneze, să critique într-un fel o stare, un fel de a fi al răsăritenilor, pentru că nu îl înțelegea. Și de aici ne dăm seama ce înseamnă neputința de a te ruga. Răsăritenii se rugau nu pentru că vreau să dobândească ceva, dar cine se ruga, cum spun eu, din tot sufletul, și cine înțelegea ce înseamnă rugăciune, ajungea până acolo încât să se cufunde, să se confunde, dar nu, să se cufunde în Dumnezeu. Adică putea să admire, să slăvească slava dumnezeiască. Deci până acolo mergea să adore slava dumnezeiască. Li se descoperea lumina taborică,
la lumina dintr-un început pe care a făcut-o Dumnezeu, care lumina înainte de a fi soarele și luna. Dați seama, noi facem deosebire între lumina soarelui și lumina de dinainte de apariție soarelui, care a apărut în ziua a patra. Pentru că până în ziua a patra, soare, lumina era mult mai puternică și era a lui Dumnezeu. Și atunci soarele a fost ca un fel de măsură a luminii dat. Și asta era, de fapt, rezultatul rugăciunii neîntrerupte. Și neînțelegând Balaam al Calabrei ce se poate petrece cu omul când se roagă, fiindcă el avea o tehnică a rugăciunii. Ori aici nu e tehnică, este să simți rugăciunea, să te identifici cu Dumnezeu. Când spui, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-mi păcătosul, trebuie să simți acest lucru, să-l trăiești această realitate. Ori dacă tu o spui mecanic, e una. Și așa se întâmplă. Din acest motiv, noi avem un creștinism așa uneori cu convulsii, pentru că noi nu ne identificăm cu ceea ce rostim. Și ca preot, dacă tu nu te identifici cu ceea ce slujești acolo, tu slujești pentru alții, dar tu ca și cum ai fi separat sau detașat. Nu există așa ceva. Creștinismul, pentru orice creștin, este o permanentă identificare cu Dumnezeu și o permanentă luptă ca să ajungi asemenea lui Dumnezeu, să te bucuri de căldura și de iubirea dumnezeiască. Ori dacă tu, creștin fiind, nu faci așa, dar rămite preot. Și atunci, vedeți, din acest motiv, Balaam, neînțelegând, el a început să-i critice pe răsăriteni că, mă rog, și admiră buricul, fac fel de fel, și atunci a ieșit Sfântul Grigore Palama, care era în muntele Atus, și a ieșit și în două dispute cu Balaam la birui pe acesta și a arătat că, de fapt, noi trebuie să ne rugăm permanent, neîncetat. Și părinții atoniți au fost atât de dibaci în rugăciunea lor, încât ei se rugau în ritmul respirației. Și când duceau oxigenul în corp, inspirând oxigenul, spuneau, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, în așa fel încât fiecare celulă, ultima realitate a corpului, să poată să primească această mărturie, oxigenul să dea biologiei continuitate, mărturia lui Hristos, prezența lui Hristos să dea Duhului și duhovniciei să dea putere și tărie. Și când expirau bioxid de carbon, spuneau, miluiește-mi păcătosul, în așa fel încât odată scăpa de rezidurile din corp, ca să poți să continui biologia cum trebuie, să poți să dai și mărturia lui Hristos ca să sporească și să înflorească duhovnicia în tine. Ori în sensul acesta, rugăciunea inimii sau rugăciunea neîntreruptă sau rugăciunea lui Iisus este de fapt ceea ce ne-a descoperit și ne-a precizat și ne-a arătat Sfântul Grigore Palama ce minunat este să poți să te rogi întâi de toate și ce, cum spun eu, trepte poți să urci spre asemănarea cu Dumnezeu dacă într-adevăr reușești să pui bazele acestei rugăciuni întrerupte în propria ta ființă. De aceea eu m-aș bucura ca dumneavoastră, nu, în postul acesta, să fiți mult mai smeriți, mult mai buni, mult mai blânzi, mult mai așezați, mult mai liniștiți, dar să fiți în același timp și mult mai rugători. Și nu este nevoie ca să stați neapărat în fața unei icoane, nu trebuie să neapărat stați în genunchi, trebuie să neapărat, oricum, oriunde vă găsiți și orice faceți, în timpul acela, răgazul acela în care n-aveți obligația minții ca să dați un răspuns, să faci ceva, să asimilați ceva, să nu ce, dați-i minții de muncă și să nu uitați să spuneți, Doamne Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, miluiește-mi păcătosul. Și dacă astăzi răspundeți această rugăciune din tot sufletul și credeți cu adevărat, atunci nu vă mai jignește nimeni, vă spune nimic, poate nu poate să vă spun nimic de altceva decât sunteți păcătoși. Și aveți această așezare și niște sufletească. M-aș bucura să fie o întâlnire cu Sfântul Grigore Palama, dar să nu uitați de Sfântul Efrem Siru, Doamne și Stăpânul vieții mele, Duhul trândăvie al grijii de multe, al iubirii de stăpânie și al greșeli, nu mi-l da mie, iar Duhul curăției, al gândului smerit, al răbdării și al dragostei, dăruiește mie slugii tale. Așa, Doamne Împărate, dăruiește-mi ca să văd greșelile mele și să nu sunt fratele meu, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin. Seară, bine, cu bunătate.